Fică de colaborator de poliție, cu frate străjer al ordinii publice, fata nu a stat mult pe gânduri ce profesie să îmbrățișeze. După absolvirea școlii, Ianolina Furculiță din Orhei a mers la Academia de Poliție Ștefan cel Mare din Chișinău. Despre munca celor din instituțiile de menținere a ordinii publice, Ianolina cunoștea nu numai din cărțile citite și filmele vizionate. Deși mai rar, ai case discutau și despre preocupările de la serviciu. Faptul dat a fost o provocare pentru fată. Și am ales această cale dintr-un simplu aspect, că urmez calea părinților mei, strămoșilor, și doresc ca pe viitor să ating succesul lor. Cu scopul de a spori interesul tinerei generații pentru militarie, studenta Furculiță a vizitat liceul din Orhei, unde anterior și-a făcut studiile. Entuziasmată, tânăra a vorbit elevilor despre importanța profesiei pe care o îmbrățișează, despre tradițiile din domeniu. Tinerilor le dau un sfat, că dacă doresc să aleagă o profesie dorită, nu este decât faptul că ei să aleagă ceea ce își doresc și ceea ce spre ce tind. În referință cu Academia de Poliție, această alegere m-a motivat din cauza că acolo este facultatea de drept, dar această facultate permite cunoașterea drepturilor, obligațiilor. Responsabilitatea și patriotismul Ianolinei Furculiță, dar și al fratelui acesteia, sunt apreciate și de foștilor profesori. Eu, când vorbesc despre tradiție, mă refer și la faptul că tradiții există și la nivel de armată, există tradiții și la nivel de familii. De exemplu, Ianolina Furculiță este fosta noastră elevă și fratele său, Daniel Furculiță, la fel a studiat aici, absolvent deja a instituției nominalizate. Eu vreau să zic că responsabilitatea, patriotismul chiar în sensul adevărat al cuvântului, desigur că cinstea și onoarea care au fost, demnitatea care au fost educate în această familie, desigur că au pus amprenta viitorului copiilor. Ianolina Furculiță spune că studiile militare o ajută să cultive valori general umane, dar și dragostea pentru neam și țară. În acest scop, ea utilizează din plin cartea Tradiții militare, trecut, prezent și viitor. De altfel, autorii acesteia sunt cei care sunt călăuză: rectorul Academiei de Poliție Ștefan cel Mare, colonelul Simeon Carp, colonelul Ghenadie Chiriță și lectorii universitari Terente Carp și Ecaterina Gârbu.